fi văzut, The Seen to Be Seen. Este o expoziție pe care mi-am dorit extrem de mult să o organizez și sunt extrem de fericită că am avut oportunitatea de a aduce arta din stradă într-un cadru muzeal, într-o clădire absolut superbă și într-o expoziție care poartă vizitatorul prin patru dimensiuni, prin cele patru stări prin care trece și a trecut arta din spațiul public. Prima cameră este păcatul. Și aici, în această cameră, vorbesc despre nevoia noastră instinctuală de a scrie pe pereți. Acest păcat a început înainte de Pompei și în zilele noastre este condamnat. Scrisul pe pereți este condamnat. Și de ce acum ne uităm la acest instinct ca la un păcat? Apoi trecem în următoarea cameră, cea în care suntem și acum, în luptă, în The Fight, unde vorbesc despre nevoia artiștilor de a fi văzuți și nevoia de validare și o societate care la rândul ei se luptă să înțeleagă ce se întâmplă. Și sunt foarte încântată că una din cele mai cunoscute lupte este ștergerea la, după o perioadă extrem de scurtă, a muralului cu Sfântul Gheorghe. Și mă bucur că am în expoziție această lucrare a lui Obi Platon, care arată exact ce voiam să transmit prin camera aceasta, cum artiștii trăiesc această frică de cenzură sau se cenzurează ei din frică în spațiu public. Apoi, în ultima cameră de la parter, în acceptare, vorbesc despre momentul în care suntem acum, în momentul în care suntem și cu Art Town Festival, un moment în care lumea deja acceptă, înțelege importanța artei stradale și artei în spațiul public și nevoia de a o avea se multiplică. Și asta am încercat să transmit prin lucrările alese pentru această cameră, pentru această dimensiune a expoziției. Și apoi încheiem cu văzut. Și în această dimensiune, seen, vorbesc despre dubla valență a, pe de o parte, ok, arta din stradă intră în muzeu, în galerie, dar ce se întâmplă? Devine ea mai vizibilă sau, de fapt, își pierde esența și devine invizibilă? Sper că această expoziție este deschizătoare de drumuri în multe direcții.